dar pentru ce a fost chemată astăzi mama Loredanei? Din punctul mama Alinei, da. Din punctul nostru de vedere merge bine, în sensul că timpul a fost utilizat la maximum. Astăzi a ieșit și raportul de expertiză medico-legală psihiatrică. N-am apucat să-l văd, vă spun doar concluzia. S-a stabilit că a avut discernământ la momentul săvârșirii faptei. Dar știa ce a făcut tot timpul, a știut? După modul în care s-a derulat toată această activitate infracțională, pot spune cu certitudine că a știut la fiecare moment al faptei ce se întâmplă. Adică a avut reprezentarea faptelor sale. Deci, practic, n-a fost, am ucis-o din greșeală și apoi, nu știu, am regretat și ar fi trebuit să sune la 112, să... Nu, pur și simplu, fiecare etapă de după momentul... Deci, în fiecare moment, pot să aflăm cu certitudine, în fiecare moment al faptei, mă refer la ceea ce s-a întâmplat în cameră, ceea ce s-a întâmplat în taxi, ceea ce s-a întâmplat în parc, în parcul Diana, a știut exact ceea ce face. Nu avem nicio îndoială și raportul de medico-legal de astăzi confirmă. Mama Alinei mi-a spus că s-au cerut daune morale. Da, s-au cerut daune morale, dar vedeți, dumneavoastră, va fi foarte greu să fie... Ne puteți spune ce sumă? Familia hotără suma de 200.000 de euro. Alina provine dintr-o familie care nu cred că are... Loredana. Loredana provine dintr-o familie obișnuită, nu are posibilități materiale extraordinare, din câte știm, și... probabil că nu vom putea să luăm aceste daune niciodată. Ce pedeapsă veți cere pentru Loredana? Pe încadrarea actuală, adică omor simplu, limitele sunt de la 10 la 20 de ani. Noi încercăm să aducem argumente ca să modificăm încadrarea juridică, nu este niciun secret. Să arătăm că există o premeditare și să schimbăm încadrarea în omor calificat cu limitele de la 15 la 25 de ani. Numele dumneavoastră. Numele meu este Răican Florin. Mulțumesc.